Dacă România n-a avut nicio șansă în fața Muntenegrului, ar putea câștiga totuși împotriva Braziliei, nu la fotbal, ci la un joc savuros între Vali Vigelie, reprezentantul României, și Banto dos Santos, reprezentantul Braziliei. Haideți că să vedeți imediat despre ce este vorba, dar ideea e că oamenii ăștia doi au o piesă împreună, așa că eu zic să-i poftim alături de noi. Oh, Cătălin, Cătălin! Bine te-am găsit, am fost numai în Brazilia, Rio de Janeiro. L-am adus salută, pe Banto. Banto. Avem și niște sosuri picante, dacă vrei. Da, da, pe tuturor. Să știi că n-ar fi rău să-l băgăm și pe Banto. Pe prietenul nostru Banto. Da. Banto, da. Te rugăm frumos să iei un loc aici. Mulțumesc frumos. Să povestim. Deci voi doi ați făcut o piesă. Cum stau lucrurile? Las pe el să vorbească, da, de data asta, pentru că nevastă mea vorbește foarte mult. Mai lasă și oamenii să vorbească. Îmi spune la uite fel. Uite și Greta dă din cap. Atunci îl lăsăm pe Mărâță singur. Corect. Deci, atenție, ai zis să las pe el să vorbească, ai mai vorbit încă 3 minute. Îmi spune la fel, da. La case bataie mare, cine vorbește mai mult, normal că eu. Perfect, Banto, mi se pare firesc. Da, colaborarea asta minunată cu Vali, a apărut primarea mea iubirea. Am postat eu pe TikTok, marea mea iubire, și s-a făcut viral. După care am postat Mai Stai, că tot s-a făcut viral, și a ajuns la Vali. Și unde Vali mi-a scris, cine este băiatul ăsta minunat? Deci stai un pic să întreagă lumea. Tu știi, ai fost câștigător la fitness, campion. Eu știam 100% că o să mă întreba asta. Imediat mă rog să zic, bă, după cântăresc, ce să faci, preot? Nu, da, zic, ai renunțat la sportul de performanță și te dedici 100% muzicii acum? Da, adevărat că muzica tot timpul a fost o pasiune. Mereu, capoeira îmbină muzica, lupta a capoeira braziliană îmbină muzica, toți brazilieni cântă, dansează. Deci au fost, mereu a fost o pasiune. A fost numai o vorbă despre timpul. Și probabil oamenii mă întreabă, dar Banto, de ce ai ales mânele să cânti? Nu, eu nu am ales mânele să cânt, am ales muzica. Mânele. Eu am ales muzica frumoasă, cu cuvintele frumoase ca să pot să cânt. Mulțumesc. Și e normal că am colaborat și colaborez în continuare cu acest om minunat care este Vali Vigelie, care vorbește despre mesajele frumoase, muzicile frumoase. Tu ai pus una pe telefon, l-ai sunat sau cum a fost? Adevărat că eu am teguit pe Vali și Vali mi-a răspuns înapoi. Și deci atunci, de pe TikTok a plecat corect, prietenia voastră. Și atunci tot a plecat de acolo. Pe Instagram. Pe Instagram. Ești cu online Instagram. Vali, acum, nu? Păi, eu sunt peste tot. Sincer, nu prea am timp, dar atunci când am timp, eu stau și îmi postez Instagram, Facebook, e cel mai bine. Sunt așa cum pot eu, cum mă descurc eu. Nu sunt, aș vrea să știu. Și pe TikTok la fel? La fel tot eu, da. Deci totul, da? Deci lumea dacă se emite mesaje cu tine vorbește, nu, da, cu cineva din echipa ta. Peste tot. Nu cu soția, că poate sunt niște fani acum care vor să trimită mesaje lui Vali Vigelie. Soția se ocupă de ce are ocupația pe care o are. Copii, familie, să încaseze. Am asta confirm. Greta, ca să știi dacă erai soția mea, ce vin o ducei. Și știi cum lucru a fost? Am venit eu la București, Măruța, și Vali mi-a spus așa, vezi că îți dăruiesc o oră. Și noi ne-am întâlnit, mi-a dorit 5 ore. Să vezi, adică să conformez cât de mult vorbești. Și a venit la tine la studio sau cum? Nu, ne-am întâlnit la un restaurant unde soția lui Banto se ocupă de evenimente. Și cu o seară înainte a avut acolo un eveniment, m-a invitat la masă, am mers, am mâncat, am stat de vorbă. Mi-a plăcut foarte mult, el are o familie foarte frumoasă, are 3 copii. Da. Și mi-a zis că își dorește să facem împreună o melodie. Am stabilit, hai să facem melodia, alege tu să fie ușor, să o cânti, să fie pe placul tău, să-ți placă ție și eu te susțin. S-a rezolvat tot. Ne-a ajutat foarte mult prietenul nostru Vali Doagă, da, și de la și studio Alex Maschi. Alex. Da, felicitări. Și te pup. Jos pălăria, un om extraordinar. Le mulțumim, ne-a susținut, a stat la dispoziția noastră. Da, Vali Doagă e om care a scris piesă minunată. Și aveți și videoclip, da? Bineînțeles. Da, avem, bineînțeles. Am vrut să aducem și fetele din videoclip. Dar una dintre ele... Dar soția Vali... Nu, știi ce s-a întâmplat? Te-a părăsit, de fapt, nu? M-a părăsit fata din clip, nu? De fata din clip. Da. Asta e, a plecat în Italia, am înțeles că are o prezentare de modă. Acum, doamne ajută. Cu drumul ei, nu? În viață.
Corect, ce Doamne ajută. Bun, hai să facem felul următor până vedem acest duet între Banto, prietenul nostru, și Vali. Să avem, nu spui și... că îi dai ceva picant și lui? N-ar fi rău, măruță. Nu îi dăm. Bă, tu îți dai seama câte are avea el să ne spună. Nu, fii atent, facem duelul naționalelor acum. Lui Banto îi arătăm câte un interpret din muzica de petrecere, da? Și să vedem cât se recunoaște. Și hai să vedem. Și ție, Vali, ți arătăm fotbaliști brazilieni, să vedem dacă îi recunoști. Acolo sunt curios. Da. Eu te-am zis înainte, dacă nu recunoști pe niciunul, spune că eu sunt. Perfect. Prima dată, Banto, începem cu tine. Vreau să tot te uiți la televizor. Ia să vedem. Tot timpul, Banto. Hai să vedem. Cine e aici? Știi de... Știi de ce ar... Știi de ce ar... Deci ai recunoscut, ai... Uraganul. Deci... Sâncă Uraganul. Deci tu nu... Tu știi. Numai rău să nu știi de ce noi râdem, dar e ok. E în regulă. De ce? Vrei să se spun? Hai mă, zi. Te pup și Dumnezeu să te binecuvinteze. Spune-i dacă vrei să-i spui. Nu, lasă așa. Tocmai în pauză mi-a povestit că s-a întâlnit cu el la un eveniment și l-a văzut puțin cam needucat. Exact așa a spus, da. Și am zis... La față acolo arată și așa. Da, eu, da, adică e că l-ai văzut needucat. E în regulă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Hai să vedem la următor. Nu are cum să ceartă, să certe. Imposibil. Ascultă-mă ce vreau. Cineva să încerte pe Banto de Santos, imposibil. E greu, Maruță. Aici îți spun eu că știu situația. Aici îți asum. E cam greu. Legea Brazilie nu prea cred. Trebuia să cânte și bine, el trebuia să cânte două programe. Îți spun eu că mi-a explicat. Și vorba ți-am că a zis, lasă, cântăm noi că trebuie să facem X și Y. Oamenii au fost de acord, el s-a dat pas înapoi, n-a zis nimic, dar era frumos să spun, treci mă 10 minute cât ai de cântat, în seară de oră, fă-ți pe... Și am zis, las că data viitoare te împrietenesc eu cu el și o să țină cont și de tine. Hai să vedem, vezi că e 1-0 pentru Banto. Haideți să te vedem, Vali. Hai să vedem dacă o să fie 10. Ia să vedem. Opa! Hey. Opa. Ăsta e unul din mari fotbaliști, dar știi care e norocul meu? De câte ori am zis că mă duc la meci, m-am dus în altă parte. Băi, eu sunt sincer și spun adevărul. Băi, măluță, am mințit tot timpul, uite ce am pățit, Mă duc, e mare meci pe stadion și ajungeam unde n-are mă Rucocean. Cum îl cheamă în cam uita, zi-mi cum îl cheamă. Zi Bantu, dacă totuși nu știi, zi deci, Vali nu știe. Marcele. Marcel. Da. Deci 1-0 pentru Banto. Bun, hai să vedem. Deci 1-0. N-a recunoscut Vali, a zis Banto, e 1-0. Da. Mă cer cu tribuna, iartă-mă. Nu vă cer. Dacă omul n-a recunoscut. Eu recunosc, unde știu, hai unde să vedem mai departe. Lasă, maestru, că tu mereu va fi. Microfonul, Banto, să ții microfonul. Mereu va fi. Hai să vedem mai departe. Mai departe. Zi Banto. Stai. Nu spune nimic, Vali. Stai. Ești conduț, are 1-0. Adi de la Vâlcea. Băi, bine, corect, mă. Fratele meu. Haideți să vedem mai departe, Vali. Și vedem și pentru cei de acasă. A, imposibil. Imposibil. Maestre. Imposibil. Maestre. A jucat la Real Madrid. Sau se spunea despre care cea mai puternică lovitură. Bravo, picior stângu. Stângaș, cel mai bun stângaș. Cel mai bun stângaș. Deci, Vali, mi-a plăcut de ce știu, spuneai soții. Mă duc că îți fană, îți nemic. E mare meci. Auzi, e bine că ai venit reșit din Brazilia. Dar să știi că îi sunt, adică foarte cunoscut. Știu. Cine ai zis că e? Roberto? Cine? Cine zi, mă, cine? Roberto Carlos. O Roberto Carlos, să zic în numele Roberto. Brazilian. 2-0. 2-0. Te-am prins cu fotbalul, Vali. Hai să... Corect. Hai să vedem mai departe. Hai să vedem. Adi Minune. Adrian, corect. Adrian Minune. Chiar e Minune. Bun, hai să vedem mai departe. Vali, departe. E 3-0, să știi. Imposibil. Aici știi. Ruța, aici gata. 100%. Eu cu când văd numărul 10, sincer, eu când văd numărul 10, Hagi. Îl văd pe Hagi. Da. Sincer. Și nu e Hagi. Corect. Eu pentru omul ăsta am cel mai mare respect, omul ăsta. Hagi, e 3-1. Eu la fel. Nu e Hagi, nu. Cine-i Banto, că tu te pricepi? Mi-aș vreo că niciodată aș fi știut dacă nu-mi spuneau colegii. Sincer. Ricardo Cacá. Nu știam nici să-l pronunț, dacă e să știu. Bă, eu sunt obișnuit. Când mergeam eu pe timpul ăla la fotbal, era Maradona, era Hagi, erau alți jucători. Exact. Bun, hai să vedem mai departe, 4-0. Bun, Vali, mergem, ia să vedem, aici cine?
Nu știu. Are ochelari. Eu știu are, cine e. Are ochelari, nu știu. Am învățat o vorbă recentă. Te rog frumos să nu cânti cu ochelari, că oamenii nu te recunoște. Eu i-am spus. Mulțumesc. I-am spus, da. Ce-i cu ochelari la ochi? Păi nu, i-am spus așa. Dacă vrei să te cunoască oamenii, dă ochelari jos să te vadă. Corect. Realitate. Vezi? Deci realitate. Nu știi cine, zi tu, Vali, cine. Nu știu. Baboi. Baboiaș al nostru. Baboiaș. Bun. Baboiaș. Bun, haide să vedem. E 4-0 deocamdată. 4-0. Dă-i toate vedem. Punctele lui, că el are nevoie. Eu prefer să pierd de moment și câștig eu pe viitor. Hai văd să vedem următorul. Hai, Vali, ia să vedem. Imposibil. Stai, uite, Vali. Tot e 10. Tot cu 10. E tot un jucător, un fotbalist foarte, foarte, foarte bun. Spre rușinea mea. Cred că fii atent, stai să fie mai... Nu e nici poza nu-i bună. Exact, corect. Asta așa, vreau să zic. Nu trebuie să mințim, că chiar dacă era bună, nu-l recunoșteam. Ba, da, sigur le știi. Da? Da, da 100%. Dă mai aproape, mai aproape, dai mai aproape, te rog frumos. Hai. Acum e coleg cu Messi. Hai, gata. Neymar. Neymar. Da. Deci, Neymar, nu ești chiar așa de cunoscut. Nu, este. Nu. Nu sunt eu bine informat, nu. Stai puțin că spui de categoria grea, unde tu știi că faci sportul știu? Fără cască. De acord, de acord. Fără mai eu, ce înseamnă profesioniști, categoria Neymar grea. Neymar Junior. Deci e 5-0. Da. Hai să vedem mai departe. Neymar Junior, hai să vedem. Ia bantă. Cine e? Nu mă amintesc nume, dar știu cine e. Dar nu mă amintesc nume. Zi. Nu mi-aduc aminte nume. Nu mi-aduc aminte nume. Îl vezi în YouTube mereu, da, acolo. Da, 100% și pe TikTok mereu. Zi, Vali, tu cine? Dani Mocanu. Dani Mocanu. Da. Bun, hai să vedem. Vali, acum să vedem la tine dacă recunoști. Eu dacă recunosc, da. Ia, fii atent. Da. Mergem la fotbaliști. Imposibil, aici gata. Mergem la fotbaliști. Asta-i Pele? Da. Ei, tati. Când jucam eu fotbal, eu mă uitam la el când el juca fotbal, ca să înțelege. Rege. Regele. Da, când pe categoria grea. Vezi. Ăștia toți care aici eu ți-am... Aici mergeai tu la stadion, aici mergeai... Corect. Ăștia vechi, prepun cum vinul. Da, exact. Tocmai de aia au vorbit de generația de aur. Au vorbit despre Ragi. Mai vreți să mai vedem o poză? Vedem ce vrei tu. Hai să mai vedem o poză. Dar nu fotbalistă n-ai și după aici? Am zis... Ia vezi, ăsta cine? Jean de la Craiova. Mă, imediat a știut, vezi? Și tot în tricou galben îți dăm și ție Vali ceva. Da, ia. Ia să vedem. N-ai cum. Pe dentus, imposibil. N-ai cum. Mâncați-și gura ta. Atâta, domnul, ăsta, el trece cu o solistă? E cu... Nu. Soția lui, cum o cheamă? Dacă după soția lui, cred că... Nu, nu e Piqué. Asta a fost bună. Nu e Piqué. Nu e Piqué. Îl cheamă ca pe Cristiano Ronaldo. Dar nu e. Auzi, stai un pic, e brazilian, trebuie să fie. Nu e spaniol. Și ăsta e bun. Mi se pare că m-am întâlnit cu el în Anglia, dacă nu înșel. Ronaldo, da. Adevărat, da, Ronaldo. Am vrut să spun că zic primul Ronaldo. Da, primul Ronaldo. Primul Ronaldo. Bun, haide, eu zic că e mai egalitate. A doilea mai bun, da, eu zic și eu la fel. Egalitate. Nu, lasă câștige el mai bine. E la noi acasă aici și trebuie să-l respectăm. Ascultă ce spun eu. Așa e frumos. Hai să ascultăm. Corect, e la noi acasă, hai să cântăm. Piesa, să vedem despre ce este vorba. Da. Bando dos Santos și Vali Vigelie. Haide să cântăm că cu muzică mai bine. Hai, bun. Hai. Avem și videoclipul, urmăriți-i, așadar, să vedem ce colaborare au făcut. Foarte bună. Vorba lui maestru. Noi suntem suflete la fel. Cât va fi aer să respir, cât vor...
trandafir, cât vor fi stelele pe cer, noi suntem suflete la fel. Iubirea mea dintotdeauna, tu ești și soarele și luna. Inima ta este a mea, inima mea este a ta, cu toată dragostea din ea. Iubirea mea dintotdeauna, tu ești și soarele și luna. Inima mea este a ta, cu toată dragostea din ea. Foarte frumos. De la foarte bine sus. Da, vino cu acea bantă că acum începe emisiunea.